Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit la rubrica pe care CCD Galați vi-o propune săptămânal, rubrica intitulată Cartea de Pedagogie. Volumul pe care aș vrea să vi-l prezint astăzi este o antologie de texte pedagogice semnată de Knud Ileris, un nume important în pedagogia contemporană, autorul lucrării How We Learn, care nu știu să se fi tradus în limba română. În cazul în care nu există în română, vă recomand în engleză, dacă citiți în engleză. Teorii contemporane ale învățării, autor de referință, un volum apărut în colecția Educație și Formare a editurii 3, o colecție coordonată de profesorul Lucian Ciolan. Nu este prima dată când recomand și recomandăm volume din această colecție, probabil că nu este nici ultima. Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai bune colecții de profil din țară, acum într-un moment în care e nevoie, poate mai mult decât oricând, ca profesorii din România să se pună la curent cu cele mai noi teorii și tendințe care există în pedagogia momentului. Volumul apărut la editura 3 este, din punctul meu de vedere, o carte generoasă și ofertantă, care adună între aceleași coperți nume importante ale pedagogiei contemporane. Mă refer la Jack Mazzero, de exemplu, sau la Howard Gardner, la Knud Ileris, la Peter Jarvis sau la Mark Tennant, nume peste care, din punctul meu de vedere, nu se poate trece cu ușurință atunci când vorbim despre teorii contemporane ale învățării. Cartea este ofertantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, am apreciat foarte mult varietatea textelor și perspectivelor. Sunt texte diferite, texte care abordează problema învățării, fie din perspectivă strict pedagogică, din perspectivă sociologică, istorică, chiar filozofică și așa mai departe. Lucrul ăsta e, din punctul meu de vedere, lăudabil și oportun, pentru că eu cred cu toată tăria că învățarea, una dintre cele mai specifice, profunde și intime acțiuni de care capabilă specia umană, se desfășoară în nenumărate feluri și se desfășoară pe tot parcursul vieții, implicându-ne la toate nivelele structurale, implicându-ne fizic, psihologic, intelectual și din alte puncte de vedere. Nu în ultimul rând, eu cred foarte mult că în România este o nevoie acută nu doar ca profesorii să cunoască și să fie puși punct cu cele tendințe și dezvoltări din pedagogia contemporană, ci și să dezvolte o mentalitate și o atitudine critică și reflexivă și autoreflexivă în raport cu actul învățării. Pentru că e o convingere pe care o am și o teză pe care am întâlnit-o la mulți teoreticieni și filozofii educației. Procesul pedagogic e un proces care îndeamnă și presupune o meditație și o reconsiderare permanentă. Mi-e foarte greu, chiar imposibil să cred că pedagogia, știința de a învăța pe alții și de a te arunca pe tine însuți, de a te învăța pe tine în decursul acestui proces, poate fi redusă la o trusă de scule anistorică, eficientă în orice context și în orice situație istorică. De aceea recomand încă o dată, cu toată convingerea, volumul lui Knud Ileris, Teorii contemporane ale învățării, autor de referință, o carte ce poate constitui, fără doar și poate, un punct de plecare în acest demers autoformator și autoreflexiv pe care îl propun. Vă mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare din nou la Cartea de Pedagogie.